Doamna Sandu, dar noi câteva, vreo două săptămâni în urmă am urmărit investigația Cutia Neagră Plus de la TV8 care vorbea despre satul moldovenesc, proiectul lansat de Shore în care o identitate, un, un tip, o persoană un, fizică un sponsor, persoană fizică trimitea milioane de lei semnează pe contracte cu primăriile din Moldova cu primarii care nu-și pun întrebarea de unde vin banii și de ce semnează contractele astea cu o persoană fizică și printre acești primari se regăsesc și primarea ai partidului PAS. Iată unul din ei mai cu seamă, se, se numește domnul Serghei Guzun. Serghei Guzun, Guzun din, din satul Donici, de exemplu. Când l-am văzut acolo, ne-am întrebat... Nu știu dar... dacă observați, dar asta e citat de la lui. Nu ne interesează cine finanțează. Absolut n-am teamă. Deci lui era bucuros să accepte că vin niște milioane de lei în buget. Și atât, Maia Sandu ne spune nou să ne apropiem de Uniunea Europeană, să credem în valori europene, să respectăm legea, legislația electorală, să nu finanțăm ilegal partide, Dar un primar pas, care e probabil tot vrea în Uniunea Europeană, zici, ei, dacă o chicat, să accept și chic, și din alte părți. Ce? Uh, ce nu, știu dacă, nu știu dacă acest primar mai este primar pas. Uh, e rușinos dacă mai este pas. Ar fi trebuit să fie exclus uh, din partid. Uh, imediat de atunci. Noi nu cunoaștem, uh, poate cineva ne ajută din cei care ne urmăresc, dar din păcate n-am auzit un follow-up la asta. Cineva se excludă? Eu uh, repet asta, nu știu care este situația, dar uh, un asemenea om ar fi trebuit să, să fie exclus din pas în, mm. în, în aceeași zi. Asta ca, în și consecință. În, în, asta ca și consecință, dar înțeleg. cu acești primari adolesc. se comunică? Lor li se spune în că da. există așa un risc ca satul moldovenesc, un proiect care îi bagă în, în balamuc? În al doilea rând, aici instituțiile trebuie să fie mai eficiente pentru că ulterior instituțiile au blocat asemenea resurse. Trebuie să fie transparență și trebuie să existe claritate de unde vin acești bani. Oricine poate face donații dacă sunt donații din bani legal, știu eu, câștigați. În cazul ăsta sunt scheme de spălare de bani și sunt bani murdari care vin și eu știu că instituțiile au înghețat mai multe conturi în acest sens. Despre primari, sigur că, repet, cei dacă omul este, a fost de la pas, el nu trebuie să, să mai fie într-un partid pro-european pentru că discreditează valorile dar știu și situația unor primari din Găgăuzea, care nu au nimic cu Partidul Acțiune și Solidaritate și care se plângeau că în momentul în care ei refuzau să accepte acești bani, pentru că sunt de, de origine obscură, evident că venea gruparea șor și vorbea, le vorbea cetățenilor că din cauza primarului, primarului nu se poate realiza un proiect sau altul. Și acolo nu toți primarii rezistau uh, acestei uh, tentații, uh, presiuni, acestei presiuni. tentații și acestei presiuni. Dar este adevărat, uh, și primarii trebuie să înțeleagă că atunci când acceptă fonduri obscure uh, vor fi, uh, pot fi sancționați uh, și instituțiile statului trebuie să se asigure că acești bani deci nu pot să ajungă în cont dacă nu sunt bani uh, legal uh, obținuți.